Bună seara, doamnelor și domnilor, sunt Oana Sănciulescu, bine v-am regăsit la Panorama. După 23 de ani de democrație dâmbovițeană, în sfârșit aflăm și noi câte ceva despre dosarul de urmărire al regelui Mihai, deși s-ar zice că ar fi fost un lucru important și poate că ar fi trebuit să-l aflăm imediat după Revoluție, așa cum de altfel s-a întâmplat în toate țările foste comuniste. Dosarul de urmărire al regelui Mihai nu este de aici de acolo. Dar o să vedeți în această seară documente foarte interesante despre cât de urmărit prin toată lumea a fost regele Mihai, cât de interesați au fost, a fost securitatea și agenții securității, inclusiv de viața personală a regelui, dar și a familiei regale. Lucruri foarte, foarte interesante, amenințări, intimidări, infiltrări de agenți chiar în preajma, în casa, de fapt, a majestății sale. Și aceste documente mai lămuresc, cred eu, ceva, un lucru pe care l-aș fi așteptat sau l-am așteptat 23 de ani să lămurească instituțiile statului, și anume cu ce a plecat regele Mihai din România, ca să vedem dacă dezinformările, campania începută din 48 de denigrare a regelui Mihai a conținut vreun sâmbure de adevăr. Cred eu că și prin aceste documente se poate face lumină în acest caz. În prima parte a emisiunii, deci documente foarte, foarte interesante, și în a doua parte o să vorbim despre viața secretă a soției prințului Paul, pentru că o să vedeți cum se leagă lucrurile, cum lucra securitatea înainte, dar și cum se fabrică după 89 tot felul de personaje, de ce, în folosul cui și pentru ce. O să vorbim astă seară cu invitații noștri. Domnul Alin Ciupală, istorie, mulțumesc că ați venit, domnule Ciupală. Bună seara. Bună seara. Domnule Costin Georgescu, fost director SRI, expertiza dumneavoastră este foarte importantă. Am văzut că s-a și închis dosarul de către SRI, dosarul de urmărire a regelui, dar aștept să ne spuneți la amănunte. Și Răzvan Zanfir, redactor șef Ghimpele, mulțumesc că ați venit tuturor. Foarte interesant, doamnelor și domnilor, în această săptămână puteți vedea, dacă sunteți din București, această expoziție cu documentele inedite de care vă vorbeam la Biblioteca Națională, care în colaborare cu CNSAS-ul pune la dispoziția opiniei publice o parte din documentele din dosarul de urmărire numărul 6096, 6096, acesta este numărul de dosarul de urmărire a regelui Mihai, așa cum veți vedea, cum vedeți aici, și o să vorbim pe îndelete despre notele informative date de agenții securității împrăștiați prin toată lumea, cum racolau, ce nume de cot aveau, ce cereau în schimb și ce interesa, lucruri foarte interesante, de altfel cum v-am spus. Dar hai să începem cu începutul, imediat după 47, regele Mihai, din 47 până în 91, a fost urmărit pe îndelete. Din ianuarie 48, majestatea sa, regele Mihai, a fost supravegheat îndeaproape de poliția politică română, sub numele succesiv de Leon, Rex și Străinu. Pentru primii ani a exilului, informațiile strânse în dosar au provenit de la angajați ai legațiilor sau consulatelor Republicii Populare Române, care acceptaseră să lucreze pentru securitate sau din presă. Domnule Ciupală, ce știți de dosarul acesta de urmărire? Se știu puține lucruri și de puțin timp, de câteva luni de zile au început să apară. Într-adevăr, expoziția la care ați făcut referire la începutul emisiunii este foarte importantă, pentru că este probabil primul pas public, pentru că cercetătorii au mai realizat diverse studii până acum, dar este acest eveniment primul pas public către o reașezare a lucrurilor, pentru că documentele expuse la Biblioteca Națională, o mică parte, trebuie spus, din ce există, sunt foarte puține, adevărat. Aceste documente încep să contureze o altă imagine despre rolul pe care regele Mihai l-a avut după abdicare și până la începutul anilor 90. Pentru că toată propaganda, atât din timpul regimului comunist, dar și propaganda de după 1990, au încercat să minimalizeze rolul politic pe care regele l-a avut în coagularea energiilor românești care se opuneau regimului comunist din România. Și avem acum dovezi foarte clare care ne arată că regele a avut un rol foarte important în a coagula această opoziție din străinătate, care trebuie să spunem că era destul de împărțită, existau mai multe grupuri. Prin înființarea unor instituții, prin interviuri, prin... Da, și prin acțiuni directe, pentru că toate acele grupuri politice din diasporă, grupuri care continuau într-un fel
organizarea politică a României de până în 1948. Erau simpatizanți și foști membri ai PNL-ului, ai PNţ-ului și așa mai departe. Toate aceste grupuri erau aduse la oaltă și împăcate, să spunem așa, de regele Mihai. În plus de asta, regele Mihai a reprezentat un simbol tot timpul, și înainte de 1990 și astăzi, după 1990. De aici și interesul securității. Spuneam că aceste documente reprezintă doar o parte și, să sperăm că demersul început zilele acestea va continua, deoarece și alți membri ai familiei regale au fost cu atenție supravegheați de securitate. Ați spus foarte bine la începutul emisiunii și cred că merită să dezvoltăm această idee, pentru că ea a revenit astăzi în atenția publicului. Securitatea a făcut un efort foarte mare de a infiltra cercurile familiei regale cu oamenii fideli, fie că era vorba de ofițeri sub acoperire, fie că era vorba de oameni care aveau un rol, să spunem așa, de influență. Domnul Dinu Zanfirescu lucrează la un volum care sperăm că va apare anul acesta, care discută exact rolul pe care acești agenți ai securității l-au avut în perioada de până în 1990. Și în trebuie, nu vreau să devoalez cercetarea. Nu, oricum, se poate spune, e foarte bine. Am vorbit sunt și eu cu domnul surprize Zanfirescu. Foarte mari, asta va trebui să fim atenți. Poate ne mai spuneți câte ceva? Apar persoane la care nimeni nu se gândea. Nimeni nu se gândea, deci nici familia regală, nici casa da. Regală, înțeleg. Foarte interesant. Și sunt convins că și în cazul familiei regale, surprizele vor fi la fel de mari. Domnule Cosmin Georgescu, mie mi se pare că 23 de ani este o perioadă destul de lungă, în 23 de ani să nu fi avut nimeni interesul, poate instituțiile statului, una dintre ele, nu știu, sunt atâtea, ca să se grăbească, să pună la dispoziția opiniei publice aceste documente, sau a fost un interes politic și de asta au trecut atâți ani și abia acum începem să aflăm câte ceva? Înainte de a vă răspunde la întrebarea asta, aș primul de a saluta această expoziție a maestății sale, primit pe maestatea sa regele Mihai a României, o mare personalitate care va însemna și a însemnat permanent un lucru deosebit în istoria noastră. Revenind la faptul că încep din 1948 urmărirea securității, eu am părerea personală, sigur nu am probe, dar sunt convins că așa este, că urmărirea maestății sale a început din 1945, când trupele sovietice au intrat în România. A început prin reprezentanța ai Partidului Comunist Român, conduși de Gheorghe Dej, Ana Paucăr și alții la vremea respectivă, în colaborare cu serviciile sovietice, KGB și GRU, care, bineînțeles, erau foarte active pe teritoriul României, de altfel ele și sunt promotorii securității, consilierii de bază ai securității în perioada respectivă, fiind sovietici. Deci, clar că a fost o urmărire de la început a maestății sale, fiindcă el constituia pentru comunism, pentru comunismul sovietic, dar și pentru comunismul român în formare pe teritoriul României, fiindcă să nu uităm că comunismul român a pornit cu 1000 de oameni în 1945 pe teritoriul României, deci era numai cu sovieticii aici prezenți, regele Mihai însemna o stabilă puternică care trebuia îndepărtat, așa cum a fost îndepărtat de comuniști, de Gheorghe Dej și ceilalți, la 30 decembrie trebuia 1947. Trebuia să aflăm despre toate lucrurile astea în urmă cu 20 de ani? Exact, dar cum să putem afla când însă în primele vizite din țară a fost îndepărtat și nu i s-a dat voie să intre în România, luat de pe șosea și scos afară, iar acum, un an de zile în urmă sau doi, nu mai rețin când, actualul președinte al României l-a jignit urât de tot și nedrept, asta e important, pe maestatea sa. Și oricum, domnul Traian Băsescu nu cred că este membru al Academiei Române, nu e istoric să-și dea cu părerea în altă țară occidentală. Absolut. Un președinte care își dă cu părerea despre istorie și greșit și negreșit, e cam pus la punct de colegii academicieni. Asta era altcuiva. Răzvan Zanfir, din ce spune și domnul Georgescu, e o decizie politică faptul că aceste documente au venit atât de târziu, pentru că poate le-ar fi încurcat lucrurile, jocurile, interesele, sau nu, doar din
incompetență sau din lipsă de interes? Nu cred că a existat un dezinteres. Cred că, din potrivă, a existat un interes ca istoria să nu fie cunoscută și să permită apariția unor mituri post-decembriste. Ați discutat despre Traian Băsescu, păi, în condițiile în care există un dosar un dosar amplu de urmărire informativă a regelui Mihai, e greu de crezut că mai rămâne în picioare varianta slugii la ruși, nu? E greu de crezut că o slugă merită atâta interes, nu? Ar trebui să explice Traian Băsescu cum anume ambele calități, cea descrisă de președinte și cea demonstrată de istorici cu documente, pot coexista. E evident, i s-a permis lui Traian Băsescu și altora, de factura sa, să profereze astfel de insulte, pentru că istoria nu fusese scrisă. Nu aveam informații și în lipsa unui adevăr istoric, se înfiripă minciuna. Traian Băsescu, fiind specialist în zona dezinformărilor, de-a lungul timpului a produs o serie de neadevăruri, nu putea rata o ocazie istorică în cazul regelui. O să leagă lucrurile, pentru că involuntar, în vorba ta, o să vorbim despre Traian Băsescu în partea a doua a emisiunii, pentru că devine interesat Traian Băsescu de monarhie și o să vedem cum și să ne explicăm de ce. Mulțumim foarte mult pentru aceste documente doamnei Ioana Demetriade și lui Mihai Demetriade pentru toate aceste informații și documente. La informații a mai contribuit și domnul Mădălin Hodor. Celor trei le mulțumim foarte mult pentru efortul pe care l-au făcut de a studia și a căuta în arhivele CNSAS și de a pune la dispoziția opiniei publice aceste documente. Din informațiile puse la dispoziție de cei de care vorbeam mai devreme, mai avem câteva mărunte interesante. Supravegherea nedisimulată a regiului de către autoritățile comuniste a debutat imediat după abdicare, așa cum vorbeam mai devreme, pregătirile pentru plecarea în exil, îmbarcarea regelui și a suitei sale în trenul cu destinația Elveția, apoi paza trenului asigurată de agenția siguranței sub conducerea lui Alexandru Nicolski și de ostași ai diviziei Tudor Vladimirescu sunt reflectate în raportul poliției despre plecarea suitei regale din Gara Sinaia. Domnule Ciupală, mi se pare extrem de importante aceste documente, pentru că aflăm că n-a plecat regele Mihai cu 7.000 de valize, valijoare, dus cu fanfara, ci dimpotrivă a fost supravegheat, ne spune exact și cine s-a ocupat de paza trenului, de agenția siguranței, care nu cred că au cărat valize, tablouri și ce a mai fost. Știm și cine a fost coordonatorul, a condus această operațiune și ostași sunt documente din care foarte simplu se putea vedea acum 5, acum 10 ani, da, faptul că regele Mihai nu a plecat încărcat de... Am mai discutat chestiunea în emisiunea dumneavoastră și cred că este foarte bine că revenim, pentru că încă, din păcate, în conștiința publică persistă și astăzi această idee. Și lipsa unor documente, domnul Ciupală. Un rezultat, o consecință a dezinformării pusă în scenă atâția ani în România, ideea potrivit căreia regele Mihai a plecat după abdicare cu o avere imensă de care se bucură și acum. O idee absolut falsă, pentru că imediat după ce a semnat sub amenințare și șantaj abdicarea, regele a fost complet izolat, el și membrii familiei sale, au fost duși la Sinaia sub escortă militară și nu au avut posibilitatea fizică să adune și să plece cu atâtea bunuri, așa cum se spune. Documentele de care vorbeam sunt foarte importante pentru că, iată, în sfârșit începe să se restabilească realitatea. Și trebuie să spunem că și CNSAS-ul are un rol important în toată această chestiune. Și nu e o instituție tânără, domnul Ciupală, are ani de zile în spate. În primul rând că CNSAS-ul gestionează documentele pe care le-a primit din partea serviciilor secrete. În al doilea rând, trebuie să spunem că în ultima vreme se constată o deschidere accentuată a CNSAS-ului către cercetare. Cât accentuată? Și către publicarea. Să știți că nu prea se simte în rândul opiniei publice. Faptul că avem o expoziție la Biblioteca Națională cu documente aflate în gestiunea CNSAS-ului spune deja foarte mult. Să sperăm că acest început va continua. Să sperăm sau să nu ne mulțumim noi cu puțin. Poate se face o presiune publică și din partea istoricilor. Există și din partea această presiune publică din partea academic. Specialiștilor, a existat în permanență, însă cel puțin în prima perioadă după organizarea CNSAS-ului lucrurile au stat diferit.
Totuși, în ultima vreme, mult mai multe documente au putut fi accesate de istorici, cercetate și iată, avem o dovadă. Asta nu înseamnă că nu se mai pot face și multe alte lucruri. Eu cred însă că expoziția va avea o importanță nu numai științifică, strict documentară. Poate că ar fi important să apară un volum de documente care să conțină aceste dovezi, dar cred că expoziția este importantă pentru că va deschide o discuție publică și să sperăm că această discuție se va amplifica, vor urma și alte dezbateri. Probabil că de dumneavoastră ține acest lucru. Și de noi istorici, și de presă, și presa are rolul ei, și societatea civilă este implicată. Chiar și Casa Regală. Și Casa Regală cred că ar trebui să reacționeze în urma acestei și să folosească... A și făcut-o. A fost prezenți la... Poate ne lămurim ce societate civilă ar trebui să fie implicată în povestea asta. Aș vrea să vedem următoarea declarație. Un istoric foarte apreciat, doamna Georgeta Filiti, care spune de ceva vreme același lucru, dar acum e bine că o spun oamenii care au văzut documentele și care spune că regele Mihai a plecat doar cu tricolorul. E o legendă, este o intoxicare care a plecat din țară, că a plecat din țară cu un vagon de bogății, un martor ocular la plecarea regelui din țară. Povestește că atunci când s-a urcat în tren, regele avea în mână o servietă. Soldatul care stătea la ușa vagonului, că am aflat că erau soldați, l-a întrebat ce ala, iar regele a deschis servieta, înăuntru avea tricolorul românesc. Cam asta a fost averea domnului Costin Georgescu, tablourile și ce mai era. De fapt, asta era averea care a plecat, tricolorul românesc. Iar acum există și documente, după cum am văzut. Știam de mult de acest lucru, nu era niciun secret, decât poate pentru cei care au mințit în continuare. Am văzut, nu mai rețin unde și când, dar am văzut cu ochii mei când până și scrumiere care se găseau în Palatul Regal au fost trecute pe inventar să nu cumva să ia vreo scrumieră maestatea sa când a plecat. A plecat ca ultimul om și de asta și trebuie pe urmă, când a ajuns în sănătate, a trebuit să lucreze și a lucrat o viață întreagă pentru a-și întreține familia. Dar și-a luat tricolorul românesc. Știți că acum este o campanie în România cu tricolorul, n-ai voie prin anumite județe. Regele a plecat așa cum a plecat. Că probabil regele a fost român și rămâne român. Tricolorul românesc era steagul maestății sale. Sub steagul ăsta a luptat, sub steagul ăsta a crescut și sub steagul ăsta trăiește și acum. Asta este maestatea sa. Că acum îmi pare rău, da. Răzvan Zanfir, că involuntar, apropo de tricolor românesc, ajung la domnul Traian Băsescu, care a confundat niște date importante astăzi. Apropo de cum se leagă lucrurile. Apropo de respectul față de drapel, e inadmisibil să te proclami șeful statului, pentru că Constituția nu spune că ai fi, și să o sărbătorești în altă zi decât este ziua drapelului, cum s-a întâmplat astăzi la Cotroceni. Am înțeles că s-au luat măsuri drastice, 10% da. Pentru... Dar cum o fi sărbătorit ei acolo? Au pus de o hermeză, au mai zis, domnule, astăzi... Dar asta demonstrează că nu s-a sărbătorit. Nu s-a sărbătorit. Să scoatem fanfara, să scoatem pe stradă. Asta demonstrează o doză de ipocrizie. Pentru Traian Băsescu, ziua drapelului înseamnă un comunicat de presă despre care află după ce acesta apare în presă. Da, vreau să te întreb despre un lucru important. Dacă documentele prezentate mai devreme pot să lămurească povestea asta, dezinformarea, campania de dezinformare, cum că regele Mihai ar fi plecat cu ce ar fi plecat din România? Din punctul meu de vedere, asistăm acum, sau avem acum ocazia să demontăm cea mai longevivă campanie de dezinformare din istoria recentă a României. Pentru că dezinformările legate de averea regelui Mihai au început după abdicarea acestuia. Din 48 s-au ținut până în 2013? Încă mai țin și o să demonstrăm și cum. După abdicare s-a discutat despre vagoanele pline de averi care a părăsit țara, iar după 90 deja se specula cu privire la o rentă anuală pe care ar fi primit-o. E, documentele prezentate și desecretizate demonstrează, și o spune securitatea, nu o spun nici exact măcar istoricii, că situația financiară era deosebit de dificilă, că schimba joburile, schimba profesiile pentru a putea întreține în permanență familia și că nu avea alte surse de venit. Mi-e greu să cred că securitatea n-ar fi știut dacă existau resurse financiare, inclusiv cele venite din țară. Păi, deci, chestiunea rentei anuale... Exact. Pică și pentru că ai spus de interesul securității pentru viața privată a regelui Mihai, haideți să vedem ce se mai găsește în acele documente.
foarte interesant. De securitatea era interesată, de fapt, și de viața privată a regelui Mihai. O serie de documente de spiu Logodna, apoi căsătoria majestății sale cu principesa Ana de Bourbon-Parma și dificultățile materiale, apropo de ce vorbeam, cu care se confruntă familia. Documentele surprind, documentele de la securitate, despre asta vorbim, surprind cariera profesională a regelui Mihai, și anume proprietar al unei ferme de păsări, apoi angajat pe postul de pilot de încercare pentru o firmă de avioane, patron al unei firme care producea aparatură de zbor, apoi broker de bursă. Cam despre asta vorbeau agenții de securitate care trimiteau în țară telegrame despre ce mai face și cu ce se ocupă regele Mihai, domnule Cipala. Da, într-adevăr, nu este deloc cariera unui om bogat. Este, dimpotrivă, cariera unui om obișnuit care trebuie să muncească zi de zi pentru a-și întreține o familie numeroasă. În plus de asta, trebuie să spunem că securitatea este interesată de majestatea sa și datorită legăturilor pe care Casa Regală și personal regele le are printre membrii ai celorlalte familii domnitoare în Europa. Este o chestiune foarte importantă pentru că, mai cu seamă, după venirea la putere în România a lui Nicolae Ceaușescu, când acesta încerca să-și construiască în Occident imaginea unui lider dizident, o imagine, după părerea mea, care nu avea o susținere reală, pentru că Ceaușescu, de fapt, a mimat această detașare de Moscova, păcălind o vreme Occidentul. În aceste condiții, rolul pe care regele Mihai îl avea în ochii securității era foarte important, pentru că regele putea să demonteze tot acest efort al regimului comunist de la București de a crea o imagine falsă față referitoare la noul lider Nicolae Ceaușescu. De aceea, supravegherea regelui Mihai se intensifică după 1965, deși la prima vedere am fi tentat să credem că dimpotrivă lucrurile s-au relaxat, în realitate însă nu este deloc așa și se vede foarte bine dacă ne gândim la resursele pe care securitatea le-a mobilizat pentru a construi în jurul regelui și a familiei regale un cerc bine organizat de informatori, cum spuneam, agenți de influență și așa mai departe. Inclusiv, o să vedem din documente, securitatea era dispusă să dea anumite lucruri, afaceri, banii pentru a racola din jurul maestății sale și persoane. Și se vede, dacă ne uităm cu atenție la documente și cei care vizitează expoziția vor avea ocazia să vadă lucrul acesta, dacă ne uităm cu atenție la documente, vom vedea că după 1965 ele devin mult mai consistente, devin mult mai numeroase și asta demonstrează atenția pe care regimul de la București o are față de regele Mihai și față de Casa Regală. Și dacă îmi permiteți o completare și obsesia pentru monarhie, mi-amintesc că Ceaușescu a fost singurul președinte cu sceptru. Nu? Singurul? Singurul președinte care apărea public cu sceptru, nu știu ce face. Nu s-a terminat mandatul. Un alt președinte în intimitatea Cotroceniului. Domnule Georgescu, avem aici un fragment dintr-o notă dată de un agent de securitate și mulțumesc încă o dată Oanei și lui Mihai Demetriade pentru aceste documente trimise pe care ne-au pus la dispoziție. Și avem aici un fragment foarte interesant apropo de ce făcea securitatea și de ce era interesat. Potrivit unor date, spunea agentul respectiv care trimitea telegrama la București, unor date recente, una din fiicele lui Mihai, Elena, se va căsători cu Charles, primul moștenitor al Angliei, logodna urmând să aibă loc în cursul acestui an, regina Elisabeta II a Angliei și prințul Philip, și ar fi dat consimțământul în acest sens, iar după toate probabilitățile, venirea la tronul Marii Britanii a prințului Charles ar urma să aibă loc în anul 1977, extrem de interesant, și mai avem câteva fragmente tot despre acest subiect, dacă le putem vedea acum. Domnul Dorjanu, cred, care vorbește despre asta, în toate aceste telegrame este vorba de viața personală și de o posibilă logodnă a principesei Elena, domnule Georgescu. Nimic nu putea fi lăsat la întâmplare, mai ales dacă s-ar fi întâmplat. Ar fi avut loc o asemenea logodnă. Regele Mihai, maestatea sa, regele Mihai, făcea parte, dacă vreți, din familia domnitorilor europeni, pornind cu familia regală a Marii Britanii, continuând cu Spania, continuând cu Belgia și așa mai departe. E un sistem, dacă vreți,
complex, n-are sens să luăm aici, că cine citește istoria știe mai bine. Problema era că maestatea sa, din pozițiile care le-ar fi luat în diverse situații, vis-a-vis de ce se întâmplă în România, vis-a-vis de situația internațională, ar fi contat imens de mult, imens de mult pentru cei care se aflau la cârma României și în perioada respectivă, 1973, era Nicolae Ceaușescu. Deci erau extraordinar de interesați să vadă ce se întâmplă și cum gândește, ce face maestatea sa, fiindcă poziția lui putea să aibă influențe indirecte asupra poziției unor altor țări vis-a-vis de România. Deci era un interes deosebit față de maestatea sa și îl văd foarte normal. Adică securitatea, sunt convins că a avut o activitate deosebită pe această problemă. Cred că aici cel mai bine ar putea ști cei care au lucrat la vremea respectivă, că sunt convins că mai trăiesc unii din ei și ar trebui întrebați totuși din zona SIE. Domnule Georgescu, da. Din zona SIE, să știți că dacă mai vedem prin America, vedem și de curând un agent care... Era fost șef la SIE, da, da. Nu, Pacepa vorbiți, nu? Nu de Pacepa, da. Nu de Pacepa, de la American vorbesc, de la serviciile secrete americane. Mai avem agenți care vin și spun, știți că ascultă guvernul american telefoanele la noi, agenții foștii, retrași din SIE și din SRI, nu știe nimeni, nu. Sunt nu există serviciu, cu câteva mici excepții. Nu există excepții. Serviciu perfect. Și americanii au avut căderile lor, slav, așa, și englezii, și evrei. Avem și despre asta. Asta e viața. Avem o declarație, vă rog, domn Ciupală. Ar fi interesant și să sperăm că următoarea expoziție ne va arăta documentele de după 1990, pentru că regele Mihai a continuat să fie urmărit cu o atenție la fel de sporită. Vă bazați pe ceva când spuneți că a fost urmărit documente, în continuare de servicii? Nu am documente, dar dacă ne gândim la modul în care a fost tratat regele Mihai în primii ani de după 1990, cred că nu ne înșelăm prea tare dacă spunem că această urmărire a continuat. Pentru că... Nu, aici dați-mi voie să răspund. După 1990, în 1997, am devenit director al Serviciului Român de Informații. Și niciodată cât am fost director acolo, în preocuparea Serviciului Român de Informații nu a constituit... Cât ați fost director, dar nu știți înainte și după. Nu știu înainte, nu m-a preocupat această problemă, n-am auzit, deci de aia cred că n-a fost o problemă. Maestatea sa nu a fost, dacă vreți, niciun fel urmărit. Și aici, dacă vreți, îmi permit pentru prima oară, tocmai pentru a rupe odată cu anumite lucruri, din contră, la solicitarea maestății sale, a familiei maestății sale, am primit pe 6 aprilie anul 2000, și îmi permit să vă citesc că 4 sau 5 rânduri, Serviciul Român de Informații, Versoa, 6 aprilie 2000, Serviciul Român de Informații domnului director Costin Georgescu. Stimate domnule director, vă mulțumesc pentru concursul acordat în aflarea adevărului în ceea ce privește documentele care sunt prezentate în mod public cu scopul de a dezonora coroana și familia regală a României. Promptitudinea și profesionalismul de care ați dat dovadă mi-au fost de un real folos. Fără ajutorul dumneavoastră, minciuna poate ar fi triumfat, iar demnitatea mea ar fi fost încoată pătată. Primiți din nou mulțumirile mele, Mihai. Puteți să arătați și la cameră, sigur. Să vadă că e foarte secret, bine. Se vede foarte bine. Domnule Georgescu, deci, asta demonstrează interesul pe care ofițerii din SRI, că nu m-am ocupat eu personal, fiindcă n-am profesionalismul respectiv, ofițerii din SRI s-au ocupat tocmai pentru a clarifica o problemă și a sprijini Casa Regală a României, fiindcă regele a reprezentat și reprezintă România. Răzvan Zanfir, e cazul acum, după ce spune domnul Ciupală, după ce spune domnul Georgescu, ca serviciile să lămurească și problema asta, a fost sau n-a fost urmărit după 90 regele Mihai? Pentru că experiența ne spune acum, să nu se spere domnul Georgescu, că ar cam fi fost. Eu cred că ambele afirmații sunt perfect corecte și pot exista simultan. În primul rând, n-ar trebui să generalizăm activitatea serviciilor. Și în al doilea rând, sunt convins că cel puțin din inerție, la începutul anilor 90, a existat o preocupare intensă referitoare la activitate, așa cum a existat o preocupare evidentă, demonstrată, la menținerea regelui în afara țării. În condiția în care nu i s-a permis să intre în țară,
dar i s-a pornit de la președintele României. Pornit de la președintele României. De la cel mai înalt nivel de decizie politică, n-avem cum să ne imaginăm că serviciile atunci, la începutul anilor 90, ar fi fost străine. E posibil. Ar fi fost străine. Dar e foarte important de demonstrat că lucrurile s-au schimbat în parcurs. Asta ar trebui punctat și că n-ar trebui să generalizăm nici măcar în privința serviciilor, deși suntem de multe ori tentați să o facem. O să vorbim numai puțin, domnule Cipoală, dacă îmi permite, să vorbim pe scurt și despre acțiunea de intimidare și de supraveghere care au existat din partea securității. Avem o declarație care spune așa, au existat și acțiuni de supraveghere și intimidare a membrilor familiei legale. De pildă, în februarie 1987, un oficial OMS, Organizația Mondială a Sănătății, era avertizat de ofițerul sub acoperire român că orice posibilă angajare a unui membru al familiei regale va fi percepută ca un act ostil la adresa regimului de la București. Foarte interesant. Din documente reiese că nivelul de penetrare al OMS de către securitate era destul de adânc, mergând până la șeful de cabinet al directorului acestei instituții. Eu zic că erau oameni pregătiți, domnule Cipoală. Alte documente descriu dirijarea pe lângă principesa Margareta a informatorului Dumitru, profitând de un concert al acestuia în Italia. Oamenii aceștia ne spun și faptul că nu i-au lăsat nici măcar să trăiască liniștiți, și poate să se angajeze măcar. Poate așa înțelegem mai bine de ce toate slujbele pe care regele Mihai le-a avut sau membrii familiei sale au fost în sectorul privat și nu în sectorul public, pentru că există această presiune, iar guvernele occidentale erau obligate până la urmă să țină cont de realitățile respective. Noi avem aici, în această expoziție, și discuția noastră a plecat de la niște documente realizate de instituții ale statului român, de securitatea regimului comunist. Însă probabil că cercetări viitoare ne vor aduce din arhivele occidentale documentele autorităților respective față de această... sovietice, să le vedem și pe alea sovietice. Cred că mai devreme o să le vedem pe cele americane decât pe cele sovietice. Cu siguranță americanii vor declasifica mai devreme acest tip de documente decât o vor face rușii. Serviciile secrete ruse sunt astăzi extrem de sensibile față de astfel de chestiuni. Au și motive. Probabil. Însă, într-adevăr, iată, avem, cum spuneam, date extrem de interesante care ne arată că presiunile securității au mers mult mai departe decât am fost noi tentați să credem până acum. Dacă o instituție precum Organizația Mondială a Sănătății a fost sensibilizată de cererile probabil informale trimise prin canale specifice... Și penetrată până la nivelul de director de cabinet, mi se pare... Ne dăm seama de amplitudinea pe care fenomenul pus în scenă de la București referitor la supravegherea regelui Mihai și a familiei regale l-a avut. Domnule Georgescu, o singură ultimă întrebare pe acest subiect. Aflăm din aceleași documente că în februarie 1973 a existat un plan de măsuri cu acțiunile ce urmau să fie întreprinse împotriva regelui și familiei regale și cu ofițeri din sarcina cărora cădeau aceste acțiuni. Poate, nu știu, reușim să aflăm toate amănuntele despre ce s-a întâmplat din 48 până în zilele noastre, pentru că oamenii trebuie să știe când iau decizii, să știe care este adevărul. Nu, aveți mare dreptate. Oamenii trebuie să știe, fiindcă este vorba de istoria noastră, este vorba de istoria apropiată, că e istoria apropiată a României, într-o perioadă grea, într-o perioadă în care România a trecut de la o țară liberă, de la o țară democrată, a trecut la un regim comunist, sub forța, dacă vreți, Armatei Sovietice și a Uniunii Sovietice, care era prezentă în România. Nu trebuie să uităm niciodată acest lucru. Și ar clarifica foarte mult, dacă vreți, dosarul privind pe maestatea sa, dosarul securității și nu numai al securității. Sunt convins că și în arhivele partidului, fiindcă noi vorbim numai de arhivele securității, dar de arhivele partidului nu vorbim deloc, sunt niște arhive imense, care, din păcate, stau neintrate. Stau în primul rând pentru că o mare parte a arhivei Partidului Comunist se află la Moscova.
Și partea mică nu cred că o vom vedea. Nu, alea veche, dar arhivele de pe timpul Ceaușescu nu mai sunt la Moscova. Nu, da. Arhivele Comitetului Central sunt astăzi la Arhivele Naționale, se pot studia la sala de studiu, nu e nicio problemă. Se găsi, unele încă nu s-a intrat în ele, că acolo se găsesc ordinele pe care le primea securitatea, fiindcă securitatea primea ordine de sus. Sunt foarte multe lucruri de discutat pe acest lucru și ar trebui, vă spun, un institut să se ocupe numai de acest lucru pentru a clarifica istoria noastră. Măcar să ne spun de ceva, domnule Georgescu. Dosarul de urmărire al regiului Mihai 6069, numărul de dosar. Puteți să mergeți să vedeți aceste documente inedite. Oana și Mihai Demetriade s-au ocupat de acest lucru. Răzvan Zamfir, după 89, vedem ce a făcut securitatea înainte de 89. După 89, poate că lucrurile s-au petrecut altfel, nu spunem că serviciile, însă au fost fabricate povești, au fost de succes personaje și unul dintre personajele care a apărut și a căpătat un rol din ce în ce mai important și pentru că s-au implicat oameni cu funcție în România, cum ar fi Traian Băsescu, cu funcție în alte România, adică prințul Paul și soția Lia, aflăm niște lucruri extrem de inedite despre Lia, soția prințului Paul, și vorbim de câteva dintre elemente pentru că nu avem timp. Lumea nu prea știe cine este Lia, știe poate cine este prințul Paul, asistent pentru afaceri speciale la Casa Albă, nici mai mult, nici mai puțin. Asta a fost soția prințului Paul. Câteva amănunte doar o să dau, o să fie citite pe ecran. În timpul mandatului președintelui SUA, Jimmy Carter, 1977-1981, Lia a deținut funcția de asistent pentru afaceri speciale. Numele Lia Trivelli se regăsește în indexul angajaților de la Casa Albă, iar arhiva administrației prezidențiale oferă documentul prin care Lia era numită în 80 în conducerea unei comisii din subordine și avem aici dovada cum ar veni. Administrația Jimmy Carter sus 1980, o avem pe doamna Lia sau prințesa Lia sau ce este acum, care este actuala prințesa, actuala, nu avea da, sânge albastru da. Decât în imaginație. Lia Trivelli, da, era și un angajat un document, în administrația prezidențială, iar... Și știm și ce făcea, avem și amănunte despre, dacă nu înșel, despre jobul documentul ei. Documentul respectiv, un fel de monitor oficial al deciziilor președintelui SUA, o numea în conducerea unei comisii care aproba burse pentru străinătate. Cam astea erau atribuțiile unui asistent pentru afaceri speciale. O denumire interesantă, de altfel. Și cred că și de afaceri speciale se ocupă și acum, după 1990, având în vedere, și ar trebui făcut o paranteză... Experiența, nu? Experiența, își spune cuvântul, ar trebui făcut o paranteză. Prințul Paul, actual prinț Paul, atunci nu era chiar prinț, a aterizat la București pe 10 ianuarie 1990. De vreme, nu? Avem și o fotografie, avem și o fotografie. Dacă îl avem pe prințul Paul aterizând pe aeroport, o să vedem imediat fotografia. Trebuie să mai spunem că prințesa Lia, actuala prințesă Lia, cetățean american cu origini românești, tatăl american, mama româncă, a fost căsătorită, are și o istorie foarte interesantă. Soțul are o istorie mult mai interesantă decât ne-am putea aștepta. Lia Triv, fosta Lia Triv, presupun că actuala Lia de România, a fost căsătorită cu un avocat celebru, poate cel mai celebru avocat al epocii sale, Melville Belly. Este cunoscut mai mult pentru clienții pe care i-a avut, ca orice avocat de succes. Hai să zicem vreo doi dintre ei, trei. Doi dintre ei ar fi, bine, toate formațiile, toate celebritățile momentului, toți actorii în vogă ai momentului, care i-au permis să acumuleze o avere impresionantă, dar și clientul care l-a trecut în raza de interes al FBI. John Fitzgerald Kennedy a fost asasinat, președintele SUA a fost asasinat de către Lee Harvey Oswald. Asasinul președintelui a fost la rândul său ucis de cineva. Acel cineva a fost clientul lui Melvin Belly. Ceea ce l-a și dus în vizorul FBI. L-a dus în vizorul FBI pentru că după ce a pierdut acest proces a lansat o serie de acuzații la adresa directorului FBI de la acea vreme, Hoover, iar acela, să spunem, mai aranchiunos din fire, i-a alcătuit de-a lungul anilor, îndelungata sa carieră, un dosar de urmărire informativă, cred că e cel mai potrivit termen, și FBI-ul făcea așa ceva în anii 50-60, de 367 de pagini. Un dosar impresionant, în care erau trecute toate activitățile sale, profesionale, personale,
monitorizare media, inclusiv făcea FBI-ul la acea dată. Deci era un personaj pe care FBI-ul nu își permitea să-l scape din vedere. Adică dacă cineva se întreabă acum de unde vine actuala prințesă, de unde vine Lia? De la Casa Albă, în primul rând. De la Casa Albă, în primul rând. De la domnul Belli. De la celebrul domn Belli. E personaj care apare în anumite filme. De exemplu, în celebru film care prezintă povestea criminalului Zodiac. Inclusiv în acel episod al criminalului în serie. Deci Zodiac nu vine așa de nicăieri, doamna Lia, nu vine de nicăieri. Adică nu, acum, vine din nu știu dacă au mai fost prezentate documentele acestea, informațiile acestea, acum știm... Din câte știu, informațiile nu au mai fost prezentate în România, aceasta este o pagină din dosarul de la FBI. Pe care ai găsit-o tu și îți mulțumesc pentru asta. Vedem acolo FBI, numele soțului, fostului soț al Liei, doamna prințesa actuală Lia, și dacă putem să vedem și fotografiile cu soțul, cu fica și cu prințul Paul venind în 90, cum spunea Răzvan Zamfir, dar înțeleg că după publicitate, când mai avem și alte informații interesante. Pregătește-te să vezi lumea altfel. Cu Orange TV, fiecare clipă e mai surprinzătoare. Îți aducem imagini mai clare ca niciodată și peste 40 de canale HD oriunde ai fi. Iar dacă ești abonat Orange, ai un preț special și instalare gratuită. Televiziunea se schimbă cu Orange. I-am zis lui Dan că ar trebui să mai scoatem și noi una alta. Să fie totul mai ușor. Eu sunt gata! Vorbeam de prânz, nu de haine. Pentru că nu mai vrei cu de toate, doar cu ce trebuie. Ai gustul unic de crispy în cele mai reușite combinații. Încearcă noua colecție de Twister de la KFC. Classic, Deluxe și Fresco. De la 9,9 lei. KFC, that's so good. Sunt 15.001 piese într-o mașină Lotus F1. Pentru a câștiga, totul trebuie să fie perfect. Inclusiv eu și scalpul meu. De aceea am nevoie de protecția antimătreață Clear. Clear Man. Pentru zero mătreață. Vrei să conduci un bolid de curse? Intră în joc pe clearrace.ro, testează-ți abilitățile de pilot și poți câștiga o experiență Lotus F1 Team. Astăzi vom avea un subiect foarte frumos. Teatrul în literatura română. Bun. Dacă tot e ceva atât de interesant, ar trebui să aflăm și noi, nu? Te rog. Pentru ce? Pentru momentele acelea, câteva, în care niște urne trase cu creta pe tablă prefac mințile în suflete. Lor le datorăm o viață trăită frumos. Pentru asta iubim profesori. La mulți ani, doamne! Genele pragheze, se spune că alchimistul Tadeaș a căutat zi și noapte pentru a găsi secretul făuririi aurului. Maestrul nostru berar Staropramen are și el o rețetă secretă, hamei și malți de calitate, pentru a fabrica Staropramen, berea pragheză numărul 1 în lume. Așa că dă strălucire zilei tale cu Staropramen și spune în cehă Na zdravi! Manualul bărbatului modern.
Pielea sub brațului poate fi afectată. Dacă nu e îngrijită corespunzător, se recomandă folosirea deodorantului antiperspirant Dove Men Plus Care. Este eficient împotriva transpirației și protejează pielea datorită tehnologiei cu o pătrime agenți de hidratare. Dove Men Plus Care. Puternic împotriva transpirației și prieten cu pielea. Cineva ca tine are în agenda doi părinți, un frate, o soră, bunici, unchi, mătuși și veri aferenți. Și asta e doar familia. Mai sunt prietenii din școală, liceu, de la facultate, de la birou, plus taxi, pizza, cablu, instalator, prietena prietenei. E ceva obișnuit. Mai puțin obișnuit e că acum ai minute să vorbești cu toți, pentru că ai cea mai bună ofertă de minute naționale pe care ai văzut-o vreodată. 700 de minute în orice rețea națională și rețele internaționale, 700 de SMS-uri în orice rețea națională și 100 de megabytes trafic pe mobil, totul cu doar 5,89 euro credit lunar. Sună la 1234. Cosmote, lumea noastră ești tu. De acum, cel mai prețios accesoriu poate fi zâmbetul tău. Îți recomandăm pastă de dinți Colgate Max White One cu accelerator de albire. Obții dinți cu o nuanță mai albi în doar o săptămână. Acum poți arăta fabulos fără să te străduiești. Colgate Max White One. Dinți cu o nuanță mai albi în doar o săptămână. Încearcă noua apă de gură Max White One și periuța de dinți pentru albire care durează. Colgate, marca cea mai recomandată și utilizată de medici dentiști din România. Am descoperit primul lapte de corp pentru duș. Nou, lapte de corp sub duș de la Nivea. Mă spăl cu gelul de duș, apoi îl aplic pentru câteva secunde pe tot corpul, pe pielea umedă, și mă cletesc. Pielea rămâne uimitor de catifelată și mă pot îmbrăca imediat. Nou, lapte de corp sub duș de la Nivea. Disponibil la raftul de loțiuni de corp. Arealul specialitate se cheamă. O, are și fain ușac. Ei, ce trebuie? Nouă, opro, mai unge una. Nu fi chitră. Mai ung una, doamna primar. Gustă acum noul Ardealul specialități cu fain ușac. Doi rebeli sărind în apă. Eu și Andrei. Prima baie pe vara asta. Prima replică de agățat. Prima dragoste de vară. Jucându-ne pe plajă, cu tălpile încinse. Construind în nisip. Noi, vipurile plajei. Facem focuri de tabără. Aprindem noi prietenii. Verile tari sunt cele împărțite cu prietenii. Împarte o Coca-Cola cu Andrei, Maria, Florin, cu fiecare nou prieten pe care ți-l faci vara asta. Muică! Noi suntem un neam ca frunza lucind pe ram. Un avion care nu trebuia să zboare. Se interzisese orice decolare pe teritoriul României. Un echipaj care nu trebuia să fie la bord. Un jurnalist care nu trebuia să știe ce se întâmplă. There was quite a lot of unprocessed film, I think, that he had with him. O tragedie care nu trebuia să se producă. O anchetă care nu trebuia să afle adevărul. A fost doborât avionul. Eu zic că a fost crimă acolo. Misterul avionului de pasageri prăbușit în decembrie 89, în premieră Best of, duminică la ora 21 la Antena 3. Cea mai mare catastrofă rutieră din istoria României se aseamănă cutremurător cu accidentul din Muntenegru. Doar că numărul victimelor a fost atunci de 3 ori mai mare. Urmele masacrului au fost șterse rapid cu buldozerele și armele cenzurii. La 30 de ani distanță, peste o altă mare tragedie în care 12 tineri au ars de vii, instituțiile așa zisului stat de drept ridică o uriașă perdea de fum. Exerciții de memorie. Obligatorii. Duminică, la secvențial cu Adrian Ursu de la ora 17 la Antena 3. Ne-am întors în direct, doamna și domnul, și ne întrebam cum apar personajele de după 89, ce rol au, ce rost au ele, cine le aduce și cu ce scop. Și avem o fotografie foarte interesantă, destul de veche, este doamna Lia, atunci nu era prințesă, și Răzvan, încă două persoane. E adică un postul... tablou de familie în fața reședinței din San Francisco, dacă nu mă înșel, soțul și fiica. Ambii părți adverse într-un proces diferit, cu soțul s-a judecat,
a reușit într-un final să obțină 15 milioane la finalul procesului. De dolari, 15 milioane 15 de milioane de dolari de la celebrul avocat. Iar cu fiica am înțeles că a existat o acțiune în instanță în 99, atunci când fiica sa a dat-o în judecată pentru că i-ar fi sustras niște bani din contul de studii, motiv pentru care a trebuit să abandoneze studiile pentru o perioadă, iar actuala era deja prințesă la acea dată, doamna Lia, a trimis o notificare prin avocați anunțând că nu poate participa la proces deoarece se află în tratative diplomatice pentru soluționarea conflictului armat din Kosovo. Iată, diplomația pare... înainte de familie. Mi se pare corect. Avem și fotografii mai recente. O să vedem cum au ajuns în zilele noastre. Deci în zilele noastre doamna Lia a ajuns prințesă. Cu noua familie. Cu noua familie, cu micuțul, mă rog, cu el și cu o persoană importantă. Lipsește un personaj din această fotografie, președintele Traian Băsescu. Haide, stați puțin, domnul Ciupală, că nu lipsește niciun personaj. Uitați-l aici ce frumos sunt. Uitați cum se pregătea Traian Băsescu. De ce credeți că Traian Băsescu s-a repezit să fie nașul copilului lui... De ce? Toată povestea aceasta legată de Paul de România este instrumentalizată de președintele Traian Băsescu, care dorea în felul acesta să lovească din nou majestatea sa, regele Mihai. Pentru că dacă Paul de România vine în România primind o viză din partea regimului Iliescu în 1990, totuși președintele Traian Băsescu este cel care a folosit politic toată această poveste. 30 de secunde, domnule Georgescu. De ce? Ce interes are Traian Băsescu să se plimbe cu copilașul pe la biserică? Un interes este într-adevăr legat de maestatea sa, regele Mihai. Dar istoria României nu se poate schimba. Iar al doilea, știu că a fost prințul Paul odată la o emisiune aici și a rămas dator cu un răspuns. Când vom avea răspunsul respectiv al prințului Paul, vom afla poate și interesul... Legat de avere, mă gândesc. Da, că... exact. De cum a intrat în posesia unei averi... Lupta pentru avere. 20 de secunde. Unei averi fără toate documentele, înțeleg. Încă se luptă pentru retrocederea unei averi de 4 miliarde de dolari. Asta este suma totală a bunurilor revendicate de prințul Paul. Oricât de sufletist ar fi Traian Băsescu, nu cred că e și dezinteresat. Bun, cu această concluzie încheiem emisiunea. Lucruri extrem de interesante. Mai avem și altele, sper să revenim pe acest subiect. Vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o săptămână bună. Ne revedem sâmbătă viitoare. Numai bine!